E o zi frumoasă, o zi fericită, extraordinară. Am câștigat un meci incredibil. Cred că câteodată stelele se adună. Cineva e sus și ne vede și de acela trebuie să totdeauna să avem grijă, pentru că El are grijă și ne vede și ne dă în funcție de cum suntem. Și eu cred că astăzi El ne-a dat nouă acel lucru, adică ne-a adus această victorie prin muncă, prin tot. A văzut jucători care se sacrifică, jucători care au muncit, jucători care n-au cedat niciodată, un antrenor care era pe bancă și care la un moment dat l-au vrut să-l scoată și l-au trimis în tribună. Nici nu știu din ce motive, pentru că unul mi-a zis ceva, celălalt mi-a zis altceva, deci nu știau să-ți comunice între ei, aveau un singur țel dinainte, să-l elimine pe Hagi. Dacă e ceva, un singur țel, să-l eliminăm. Dar uite că când tu joci fotbal, când tu crezi, când tu lupți, așa cum a făcut-o băieții mei, îi felicit. Cum am zis și la televiziune, îi felicit, sunt fericit, bravo lor, cum le zic eu lor. E cineva sus, tot în viață depinde de tine și tu scrii istoria ta. Iar noi astăzi am scris istoria noastră față de alții care au vrut să fie invers. În rest, îmi doresc această luptă care o să fie în față, pentru că va fi o luptă să fie făcută pe fotbal. Noi să jucăm fotbal, arbitrii să fie imparțiali, suporterii să susțină echipa, iar noi antrenorii să facem strategii, să facem tactică, așa cum am făcut eu astăzi, când cu un om în minus a trebuit să produc ceva, să scot ceva în momente critice, să citesc meciul și să fac ceva și după aceea echipa să realizeze ceva incredibil. Asta e singura mea. Așa o văd în momentul de față. A început lupta. Nu vreau să zic, cum a zis șeful Stelei, război. Eu zic luptă, că război nu, că la război se mai întâmplă lucruri mai puțin plăcute. La noi nu, la sport, îi spun eu, îi transmit un mesaj, că la noi la sport se spune a lupta. A început lupta. Și eu cred că noi în seara asta am arătat că suntem pregătiți de luptă. Am avut 5 jucători în minus care n-au jucat și viitorul cu o apărare care nouă, cu numai mijlocași centrali, a jucat și a jucat un fotbal bun cât s-a putut, pentru că cât am fost lăsați, cât puteam. Am avut și noi ocaziile noastre, că am văzut că antrenorul a zis că arbitru nu știu ce, Mihai, te rog frumos, ai măcar bunul simț să recunoști că ai avut un ajutor enorm ca să câștigi meciul. Iar eu am avut o șansă enormă, pentru că jucătorii mei știu să lupte, să apere poarta, să, dacă nu a apărat-o Căbuza, a fost Bara. Așa că te rog frumos, să joci în deplasare, să ai asemenea arbitraj, ce frumos e. Să se dea orice fault, orice atingere corporală e fault pentru ei și pentru noi niciodată. E ușor să joci fotbal așa. Dar asta e. Mihai a ținut cu echipa lui, eu țin cu echipa mea, dar eu cred că între noi, între mine și el, astăzi a fost ăla de sus și a dat cezarului ce e al cezarului, adică cine a meritat. Cine trebuia merita și cine a jucat fotbal. I-a dat-o asta, clar. 100%, iar de tăcut nu mai tac. O să zic lucrurile așa cum sunt. Pentru că cer mai mult respect din partea tuturor. Că văd că toți vorbesc. Am pățit același lucru cu Botoșanu, am pățit același lucru cu Sepsi, am pățit același lucru cu... Și o să-i pun conducătorii mei acum să vă scoată și să vedem cum am fost anul trecut, când Gazeta Sporturilor a făcut echipa cea mai dezavantajată, dar am tăcut din gură, n-am zis nimic, a fost Viitorul. Și toți au ieșit și au țipat, au zis, au făcut. Anul ăsta când a fost momentul critic, anul trecut, sau anul trecut când a fost momentul critic, când ați vrut să-l eliminați pe Ianis din Horă, să-l omoare. Intrare criminală. Primul în România care a ieșit și a zis, domne, nu, stop, e sport, sunt cu ei, vreau arbitrii români.
Nu am nicio treabă. Dar nu se mai poate. Îi rog frumos să nu facă, să se uite, să, cum noi pretez să facem antrenorii ce să facă, jucătorii ce să facă și ei, nu să iasă comunicat contra lui Petrescu. Nu, domnilor, că nu câștigați nimica. Nu e un război între noi și voi. Nu e un război între noi și voi. Vă rog frumos să arbitrați ca lumea. Ca la carte trebuie să arbitrați. Video, să aducă video, mâine. Mâine tot. Că la fel vă zic, iară, nu cum au zis alții. Primul care am zis că vrem aia video, nu? Am fost primul. Dar vă că ies alții în față. Și atunci... Da, singurul lucru, că concluzia mea e că suntem pregătiți de luptă. Eu asta am văzut. Am o echipă, bravo băieților, am cântat, am dansat înăuntru, sunt fericit. Și vom vedea. Știm că avem două meciuri imposibile, cu Craiova și cu CFR-ul. Și al treilea, să nu-l uitați, de cupă, foarte greu. Poate imposibil și ăla. O să fie greu. Dar o să mergem, o să jucăm și o să vedem ce vom face. Pentru că concluzia mea e că viitorul deranjează. Dar 100%, nu 99%, 100% deranjează. Cum să-și permită viitorul ca după câte etape s-au jucat? Să fie pe primul loc, să aibă cele mai multe goluri marcate? Cum să-și permită, care a vândut jucători, vreo 3 jucători pe afară, buni, cum să-și permită? Și vă mai spun una, care iară e... Da, ajungeți unde vreți, mergeți unde vreți, fiecare e liber să facă ce vrea. Dar am văzut că s-a făcut o statistică pentru lotul național. Vă dau iară o bombă, asta chiar că e bombă, dar e lipsă de respect. Eu sunt antrenor în România de 4 ani și jumătate, da? S-a făcut o statistică, cine va fi antrenor, cine poate fi antrenor la echipa națională, da? Ați văzut numele meu pe acolo? Domnilor, vă rog frumos, e nesimțire. E nesimțire. Nu mai e bun simț, e nesimțire. Chiar așa, până unde vreți să mergeți? Până unde vreți să vă duceți? Activez de 4 ani și jumătate aici, în România. De 10 ani am băgat bani în fotbal. Domnilor, chiar așa, câte sondaje, ce vreți să faceți? Totul e... Să nu pronunț cuvinte. Totul e... Că știți că eu când ies, vă zic că nu le înghit. Eu la un moment dat... Dar nu se poate. Nu se poate. Vreți să ne eliminați? Vreți să mă eliminați? Spuneți-mi, bă, aveți puterea, bă, să mi-o spuneți în față. Nu cu din alea, cu ziarul, cu făcute, cu două de alea. Ia zic cum a fost aia cu... Când am spus cu numărul 10, că mi-am ieșit din minți, eu mi-am ieșit din minți, domnilor, eu care produc jucători, eu care am dat jucători la U21, eu care am făcut ce am făcut în România în 10 ani, privat, eu mi-am ieșit din minți. Păi eu vă întreb pe voi, atunci voi ce faceți? Nu v-ați ieșit din minți? Că fotbalul numesc cum e. Cei care scrieți pe site-urile alea și băgați titlurile alea, că trebuie să, eu după ce vorbesc să dau comunicat, să-l pun pe ofițerul de presă să dea comunicat, să mă scuz... Căr număr, tricou, număr echipe naționale, numărul 10, a ajuns șervețel. Să vă vorbesc direct în față. Șervețel. Adică l-au mototolit. L-aruncăm aici. Astăzi ia Gigel, mâine ia Ionel. Și voi vreți performanță. Și voi vreți să faceți performanță. După aceea voi, media, ziariștii, toți, ne doriți să facem fotbal la nivel înalt. Cum? Când mă ați făcut decarul să fie mototol? Șervețel, l-ați împachetat. Și el înainte era numărul 10, era stea. Era respectat, a fost purtat de nume mari, care au dat în România ce a dat. Toți cei care au fost de care și i-am pomenit. Și atunci, și m-ați luat pe mine, uitați numai pe mine, Hagi, ok, faceți, mai spuneți ce vreți. N-are. Eu am un singur obiectiv în viață. Mai că restul... Iarăși vă zic în față, nu cred că sunt singurul din România care nu caută popularitate sau asta, dar trebuie să zic lucrurile pe nume, pentru că eu am venit acasă, eu muncesc, eu m-am hămat la muncă și eu produc. Și eu produc.
Produc și am produs și voi produce și în viitor o să produc. Cel mai mare lucru care am făcut și de care sunt mândru și dorm liniștit noaptea și mă duc acasă e că am investit în tineri. Cineva m-a trimis la lucrul ăsta. Ăsta e drumul meu. Și ăsta-s eu. Știu că deranjez, știu că unii îi doare, știu. Dar n-am, pentru copii sunt disponibil, o să mă duc, o să-i sprijin la orice, până orice se întâmplă. Și o fac cu plăcere, cu drag, să-i ajut să-și îndeplinească și ei visele, să nu mai aibă, cum zic aia de-a față, românul are complexe. Nu, dar cu mine nu poate să aibă. Românul e deștept, românul e bun, românul e campion, românul are inteligență, românul are creativitate, are personalitate, să nu vină aia de afară mie să-mi spună că noi suntem complexați. Nu. Că i-am bătut și se uitau la mine, învățau să lovească mingea. Iar noi din generația noastră, ăștia suntem. Dar din păcate suntem izolați, ascunși, criticați, jigniți. Domnilor, și cu asta închei, au fost pe listă acolo nu știu câți antrenori, extraordinari antrenori. Deci extraordinari antrenori. Dar chiar așa să vă bate joc de mine. Domnilor ziariști, domnilor media și toți directorii și toți, vă rog frumos, chiar așa să mă zigniți. Vă zic public, chiar așa, am muncit 10 ani. Am făcut 11 jucători la U21. Chiar așa să nu fiu pe lista aia. Rușinică. Și cu asta am terminat conferința. Rușinică, să vă fie rușine. Indiferent ce se întâmplă. Asta înseamnă ce a vrut să se facă și în seara asta aici, la Constanța. Ce a vrut să se facă și în seara asta la Constanța. Același lucru. Lăsați lucrurile să se scrie pe teren. Lăsați lucrurile să se facă. Lăsați publicul din România să aleagă cine va fi selecționer. Dacă nu va fi contra. Publicul, lumea. Dar sondaje adevărate, nu din alea. Lăsați lumea. Nu mai faceți voi jocurile. Da? Că de acolo n-am văzut niciunul, mi se pare, din generația noastră. Dacă mă înșel. Că vă dau de ce sunt supărat eu foc. Niciunul din generația noastră. Deci cea mai bună generație ever, din toate timpurile, n-are un om capabil în criza din România să fie acolo, măcar pus cu dacă da sau ba. Măcar așa, ca întrebare. N-a fost, dacă nu? Greșesc cu ceva? Petrescu a fost? Ha? Nu? Uitați-vă și să vedem. Dacă am greșit, îmi cer scuze. Ce scuze, dar eu cred că niciunul din ei nu e din generația noastră. Ok, înseamnă că noi n-am făcut nimic în România pentru fotbal românesc, nu suntem buni de nimic, nu suntem capabili și nu avem. Nu cere nimic, că nu suntem nici la... Dar ați depășit orice măsură. Ați depășit orice măsură. Orice măsură, da? Și eu zic orice, cu orice risc. E momentul adevărului. Nu se mai poate. Drumul ăsta nu mai poate fi așa. Da? Cine sunt acolo să decidă. Să decidă. Asta nu înseamnă că eu zic că am ceva cu cineva. Nu. V-am spus, sunt super antrenori, mai ales când e Lucescu acolo, Nea Mircea. Nu e problema asta. Dar chiar așa să te duci. Până unde să mergeți, domnilor? Chiar așa e invizibil ce fac eu în România? Chiar așa e invizibil ce fac eu în România, ce muncă fac? Cât vreți să mă, până unde vreți să mergeți să mă duceți? N-aveți cum să o faceți, că de plecat nu plec. Toți vreți să plec, dar nu o să plec. Nu plec! Stau aici cu copiii. Vreți să mă alungați să mă duc? Nu mă duc, tată, că am avut oferte mai multe ca toți. Pe bani mulți. Și am rămas acasă să muncesc. Și bag și bani. Nu plec! Și voi face echipă bună. Voi munci. Voi vă jucați cu mine. Eu sunt atacant. Și atacantul e imprevizibil.
Voi nu puteți să știți ce gândesc eu, niciodată. Niciodată! Mă joc cu voi! Cum să vă... Păi eu am fost imprevizibil și îmi doresc atacant și cred că știți ce gândesc eu? Vi le arunc așa să văd, să mai vă testez. Să vedem ce mai dați. Cum vreți voi? Unde vreți să fiu? Nu, nu, rămân aici acasă. Rămân și lupt. Voi lupta cu copiii ăștia, indiferent unde mă duc. Ce, n-am ajuns la Ovidiu pe câmp? Voi din Constanța, vă uitați la mine, dar nu știți ce s-a întâmplat cu mine la Constanța, nu? Nu știți. Da, uite că am ajuns pe câmp. Acum mi-am făcut și canalizare, ușor, ușor. După 10 ani am făcut și o canalizare. Investitor în România. Mi-am făcut o canalizare, acum ușor, ușor o să dau drumul și la clădirea aia mare. O să-mi termin. Să nu fie, nu credeți că mi-e teamă de Gigi Becali ce spune că, auleu, mamă, ce zice Gigi Becali? Să fie că concurență, dar nu ca el. Am ieșit la care e mai bun. Care e mai bun, să stea liniștit că acolo îl bat. O să-l bat, stați liniștit. Așa că nu e... Nu, 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 nu. Merg să-mi fac toate proiectele care le am. Dacă o să le termin, dacă nu, nu o să plec. O să pun talent antrenor, dar o să stau tot eu aici. Nu plec, cum vreți voi, că mă goniți așa. Pleacă-mă din țară, du-te. Nu plec, e țara mea. Și am jucat pentru ea. Și am servit-o așa cum trebuie, la nivelul cel mai mare. Și o să stau și o să produc jucători să-i ajut pe acești copii. Numai pentru ei. Și o să producă lucrul ăsta. Iar cu ceilalți o să ies la luptă. Sper că o să am putere. Dar eu o să ies la luptă cu ei. Că sunt singurul care i-am bătut pe CFR-ul. Nu? Mint cu ceva? Anul ăsta sunt singurul care i-am bătut. Nu a reușit Lazio, eu i-am bătut 1-0. Așa că se aștepte CFR-ul că mergem la ei să ne... Ca lumea, să-i batem. Și pe ei și pe Craiova. Să mergem, ce să facem? Așa cu aia am vreo 7 lipsă, 5 sau 4 că sunt lipsă. Nici nu mai știu că sunt lipsă, dar nu pomeniți nicio virgulă despre jucătorii mei lipsă. Nu, nu, eu pot să joc cu toți, că mamă, Hagi joacă fotbal frumos, Hagi face de toate. Dar Hagi nu-i pe listă, Hagi e la Cucurigu. Hagi e la Ovidiu acolo, lasă bă să stea la Ovidiu acolo în câmp. În câmp acolo la Ovidiu, ce, el are față de... Făcut el ceva în 10 ani ăștia. Mergeți în continuare pe drumul ăsta, o să mă uit la voi, celor care ați făcut asta și care o să o faceți și în continuare, o să mă uit, că eu o să privesc, mă uit și eu și o să vedem, să dea Domnul, să aduceți România acolo unde a fost. Deci vă zic, iară un singur target tuturor celor care ați făcut-o. Tuturor celor care ați făcut-o. Să aduceți România unde a fost, unde am dus-o noi. Atâta vă zic. Până atunci, mucles, când noi vorbim, mucles, tăceți din gură. Să aduceți România unde am dus-o noi, da? Că s-a terminat cu modestia. S-a terminat cu modestia, că nu mai putem fi modești. Că ați exagerat, ați depășit orice limită, să ne jigniți. Orice limită. Și atunci... Vom vedea. Vom vedea unde o să o duceți și vă lăsăm pe voi să o duceți, domnilor. Vă lăsăm să o duceți, că noi o să ne uităm la voi, dar o să fim critici. O să ieșim să vă spuneți. Când ajungeți ca noi, da? Când o să faceți 3 mondiale și 3 europene, 2 europene, atunci să vorbiți. Domnilor acești toți care ați făcut asta, titlurile alea și toate, când o să o faceți, atunci să vorbiți. Până atunci taceți din gură. Și aveți bun simț. Că e bine să fii modest în viață. Să fiți modești. Nu mai că înghițim, le luăm, ascultăm, dar nu mai. La un moment dat, ați depășit orice măsură. Dar în fine, altă, dacă mai aveți o întrebare, că... Domnule, tu am văzut că mi-ai pus întrebare, mă scuz că zboresc la pertu, mi-ai pus și înainte de conferință, stai liniștit, da? Stai liniștit că lui Hagi nu e frică. Da? Tu crezi că acum eu stau să... Când eu am fost mințit în față, în față, pe față, unul îmi spune ceva și altceva. Ce-o fi, o fi. Tu crezi că eu mai controlez ceva?
Crezi că depinde ceva de mine? Sau ce, mi-e frică de ceva? Tu crezi că eu sunt Petrescu să plec de la meci? Băi, oamenilor, voi crezi că eu sunt Petrescu? Cu tot respectul, cu Dan. Și avea dreptate. Dar eu n-am plecat de la meci. Eu stau aici, mă. Băi, eu când e grea, eu ies. Băi, crezi că eu fug? Eu ies. Băi, nu m-ați cunoscut pe mine. Păi eu am venit acasă, domnilor, voi nu înțelegeți. Eu de 10 ani bag bani. În fotbal românesc, unde am ajuns, am dat 11 jucători la lotul național. Istorie! Canguri au făcut-o locul 3, semifinale și ei. Au făcut-o 21 și ei la fel. Unică în istoria fotbal românesc. Păi am avut 11, 10 jucători, 11. Nu sunteți mulțumiți, domnilor? Dar ce trebuie să mai fac? Ce trebuie să mai fac? Și cât mai dau la lotul național? 30-40 de jucători în fiecare an. În fiecare an. Și federația nu-mi dă un leu. Un leu. Un leu, nu un euro. Un leu. Plătim tot. Susținere zero. Da. Așa că și nu m-am plâns, n-am ieșit să mă plâng. Asta e adevărul. Și crezi că mi-e frică de ce am zis-o? Adică ce crezi? Că... Pe cât poate să-mi dea? Care-i problema? Păi facă ce vor. Mă aștept la orice. Care-i problema? O să mă scoată pe mine, vinovat. Eu sunt de vinovat. Eu sunt vinovat că am dat cu piciorul în reclamă. Gest nesportiv. Ok. Dar ăla m-a mințit, a zis că l-am jignit. Deci arbitrul de centru mi-a zis că l-am jignit, de-aia mă dă afară. Și a zis, domnule, vină cu asta să vezi ce zice ăla. Și ăla zice, nu, domnule, că a dat cu piciorul în aia. Păi, domnilor, ce faceți? Păi ce mă luați? Ce sunt jucăria voastră? Și asta înseamnă că e premeditare. Asta înseamnă premeditat. Păi ce face, domnule? Nu mai stăm. Gata. Gata. Gata, totul să fie terminat. Dar nu fac probleme. Că sunt singurul din și singurul din cei primii șase? Nu știu care sunt primele șase acum. Dar din cele primele șase sunt singurul care am zis că nu suntem înscriși la campionat. Dar uite, suntem acolo. Nu e adevărat? E adevărat? 100%. 100%. Nu m-am înscris. Restul toți. Am văzut și aia de pe locul 12. Și de loc pe locul 10. S-au înscris la titlu. Ei sunt înscriși la titlu. Dar eu sunt acolo și am zis, domnule, nu. Eu vreau play-off. Pentru că îmi văd măsura. Am atâta experiență. Și atâta că nu-i bine să vorbești în fotbal înainte. Că asta face parte din strategie, din experiență, din tot ce am eu mai bun. Din ce am învățat la nivelul ăla cel mai mare, pentru că sunt singurul român care am fost și cred că iară nu greșesc și chiar dacă unii știu că iară li se pune ceva, un nod în gât aici, care a jucat la Madrid și la Barcelona. Dragilor, când o să mai vină și altul care să ajungă acolo, la Real Madrid și la Barcelona, să joace la ambele cluburi, în istorie, în primii 100 din lume, din toate timpurile, și care face și o academie, bagă toți banii în fotbal. Ok, vom vedea. Stăm să vedem, că eu cât o să mai trăiesc. Eu cu ale mele, da. O să vedem, vă las pe voi. Dar... Așa că nu ne-am înscris la titlu, nu suntem la titlu. Așa că să răspund și la întrebarea aia dinainte de... Nu suntem noi acolo, nu. Nu suntem noi, suntem acolo, ne luptăm. Ne vom lupta meci de meci cu toate resursele care le avem, cu ce putem, cât de bine o să o facem, dar ne vom lupta, am ieșit la luptă. Ne-am luptat, pe teren. O luptăm. Odată o să facem bine, odată nu o să o facem, odată că și prima repriză astăzi. Nu pot să zic că sunt mulțumit de ei. Că ați văzut ce viteză aveau și la ce viteză alergau. Adică nu mi-a plăcut la a doua repriză. Cred că sunt și eu antrenor, am făcut și eu ceva pe acolo. Am învățat și eu ceva, am făcut și eu niște schimbări, am făcut și eu pe acolo lucruri care au adus plus. Mă laud și eu acum, trebuie să mă laud, nu? Termin și eu cu ceva bun.